De la de ce acum, tot ceea ce se întâmplă în Israel, până la cui folosește acest conflict, în minutele următoare discutăm cu invitații Euronews România. Îl salut pentru început pe fostul ministru de externe, domnul Cristian Diaconescu. Mulțumesc pentru prezența în platou. Bine ați venit, domnul ministru. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Atacul fără precedent a avut loc la o zi după aniversarea a 50 de ani de la atacul Egiptului și Siriei, 1973, care a declanșat un război major în Orientul Mijlociu, Yom Kippur. De aici prima întrebare, domnule ministru, între religie și poate politică. De ce acum? De ce de sabat? Cred că argumentul religios este doar unul aparent, pentru că în spate, judecând după consecințe, și deocamdată suntem într-o etapă preliminară a acestui conflict, impactul, în primul rând, este legat de apropierea pe care statele din Golf, statele arabe, wahhabiții, mai ales Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită au realizat-o politic, diplomatic, într-adevăr, cu un brokeraj american în ultima perioadă în relația cu Israelul. Hamasul este o grupare radical-islamistă creată în 1987, urmând o ideologie de tip frăția musulmană din Egipt și fiind operațional și financiar, fără niciun fel de dubiu, sprijinite de Iran. Deci, din acest punct de vedere, această evoluție a Israelului într-un plan de acomodare până la urmă a relațiilor cu lumea arabă puternică, cea din Golf, în mod categoric a generat o problemă în ceea ce privește Hamasul. Totodată, în Orientul Mijlociu, pentru că ce se întâmplă în Orientul Mijlociu nu rămâne în Orientul Mijlociu. Totodată, deci, Hamasul, în 2007, a intrat în conflict cu gruparea palestiniană Al-Fatah, succesoarea OEP-ului, și în acel moment, practic, președintele Abbas și-a mutat rezidența, inclusiv în ceea ce privește reprezentarea palestinienilor, spre Malul de Vest, Cisjordania, Ramala, practic rămânând Hamasul stăpân pe fâșia Gaza. În egală măsură, Tel Avivul a încercat o tatonare, inclusiv prin deschiderea pieții muncii din Israel, corect, pentru palestinienii din acea zonă. Cu speranța liniștea va domni, exact, inclusiv prin această măsură. Ei bine, Hamasul și-a dorit cel puțin ceea ce reprezintă aparența acestui conflict, o denormalizare a acestor relații la care Israelul a lucrat politic și diplomatic și alături de statul Israel, inclusiv Iordania și Egiptul, nu numai lumea liberă, Uniunea Europeană și Statele Unite. Cum a fost posibil într-unul dintre cele mai puternice state cu inteligență pe care îl are? Așa este. Da, aici întrebarea este extrem de serioasă, este pe buzele tuturor, chiar în spectrul politic israelian, evident în acest moment, cu argumente foarte puternice de solidaritate și coeziune, totuși această întrebare așteaptă răspunsuri care probabil că nu vor fi unele extrem de simple. Sigur, din punct de vedere al structurilor de informații, Israelul are instituțiile printre cele mai puternice din lume. Faptul că într-o zonă care oricum reprezenta un termen de pericol potențial de zeci de ani, din 1947 până astăzi, s-a întâmplat o astfel de desfășurare, în ceea ce privește o ofensivă care se pregătește din timp, se pare cu un an înainte, mai ales în ceea ce privește dotarea și înzestrarea cu armament. Ajungem imediat și la rachete. De asemenea, un mare semn de întrebare. Cresc în pământ, oare în fâșia Gaza? Puțin nu, probabil. Niciun caz. Și folosirea lor presupune un anume tip de pregătire. Da, pare se că din zonele de protecție adiacente fâșiei Gaza, Israelul a mutat cam 70% din forțele militare spre Cisjordania. Deci acolo unde se încerca, inclusiv prin prezența militară, un anumit tip de echilibrare de care vorbeam. Da, pare se că încep să apară semnale în legătură cu informații, evaluări transmise de structurile de informații, care la un moment dat nu ar fi fost avute în vedere de decidentul politic. Da, apar probleme în ceea ce privește pachetul de modificări legislative și care se pare
ar fi afectat un anume regim de imunitate de care beneficiau militarii și cei care lucrau în serviciile de informații în fața instanțelor de judecată. Deci sunt multe elemente. Societatea n-a urmărit foarte atent evoluțiile politice tensionate în ultima perioadă din Israel și acum relaționările acestea se fac, dar un răspuns categoric nu avem în acest moment. Este alături de noi și domnul Ovidiu Raețchi, conduce astăzi Centrul Euroatlantic pentru Reziliență. Mulțumesc pentru prezența la Euronews România. Bună ziua, domnule Raețchi. Bună ziua, eu mulțumesc pentru invitație. Am ajuns în punctul în care înțelegem și ne amintim din nou că inteligențul din statul Israel comunică, practic, informează politicianul de acolo. Undeva ceva trebuie să se fi produs în această comunicare. Căutăm să înțelegem ca răspuns la cum a fost posibil în statul Israel. Da, e clar, se conturează tot mai clar că avem eșecuri pe trei paliere. Un palier politic care a impus o anumită linie de negociere în raport cu Hamasul, Hamasul fiind văzut ca o soluție de a rupe cumva unitatea taberei palestiniene, de a avea un bloc sudic, Hamas, și un bloc central, Fatah, autoritatea palestiniană, iar această dezbinare să țină cumva unitatea palestiniană incapabilă să se organizeze politic. Avem o vină la nivelul inteligențului, dar, așa cum am mai spus, nu ar trebui să vorbim de Mossad. Noi suntem obișnuiți să invocăm Mossadul. Partea de responsabilitate a Mossadului e mai puțin în zonele Orientului Mijlociu, în zonele arabe și în zonele palestiniene cu precădere. Aici e o responsabilitate a Amanului, a inteligențului militar israelian și a Shin Bet-ului, a FBI-ului, dacă vreți, israelian. Și mai presus de toate, din punctul meu de vedere, o responsabilitate militară, pentru că, așa cum observa și domnul ministru Diaconescu, am avut mutări semnificative de trupe dinspre Gaza spre Cisjordania, iar aceste mutări semnificative au fost dublate de sărbătorile de Shabbat și de Sukkot, practic frontiera fiind lăsată inacceptabil de descoperită, chiar și în condițiile în care nu existau informații care să creeze îngrijorare. Iar toate aceste trei elemente se unesc, de fapt, într-o probabilă stare de relaxare care a existat pe fondul încrederii în Tzahal, în societatea israeliană, așa cum s-a întâmplat și în 1973. Și faptul că am avut un mare festival cu sute mii de oameni atât de aproape de graniță, în condițiile în care prudența ar fi cerut probabil ca astfel de mari manifestări să se desfășoare la o limită mult mai sigură, arată că exista această stare de încredere în structurile de siguranță, deși, așa da, cum ați punctat mai devreme, între factorul politic, e vorba de Netanyahu, dar și de Itamar Ben-Gvir, ministrul Securității Naționale și Armată, există mai multe paliere de distensiune. Domnule Raețchi, dar răpirile, un detaliu asupra căruia aș vrea să vă rog să ne oprim, răpiri și ostatici, pentru că din perspectiva a ceea ce am văzut, ca amploare, nu putem să punem în istoria asta în dreptul Hamas. La amploarea pe care am văzut-o în ultimele două zile. Cum să ne explicăm? A fost probabil factorul strategic pe care cei din Hamas l-au avut în vedere. Există două lucruri care sunt de fapt importante dincolo de această etapă de câteva ore în care ei au părut să domine fâșia din sud. Există elementul ostaticilor care vor fi valorificați în următoarele săptămâni de Hamas pentru a încerca să oprească ofensiva israeliană, și există elementul agenților Hamas care au intrat sâmbătă în Israel nu cu scopul de a lupta pe termen scurt, nu cu scopul de a lua ostateci, ci cu scopul de a își pierde urma pentru o săptămână, o lună,
astfel încât procesul de pace să poată să fie dinamitat în etape pe măsură ce Hamasul are nevoie de asta. Acești doi factori au fost gândiți și urmăriți strategic de Hamas, tocmai pentru că este o organizație paramilitară de tip terorist care nu are capacitatea unui conflict clasic cu Israelul, nu are armament greu cu care să susțină un astfel de conflict. Dacă Israelul și-ar fi dorit vreun moment să ocupe fâșia Gaza, ar fi putut să o facă. Israelul a eliberat, s-a retras unilateral din fâșia Gaza prin decizia fostului mare general Sharon, lucru care a permis, se dovedește istoric vorbind, o decizie nu foarte inspirată, deși, iată, tabăra palestiniană cere autonomie și independență, pentru că imediat după această retragere, fâșia a devenit progresiv tot mai periculoasă. Hamasul câștigă alegerile, Hamasul intră într-un război civil cu Fatah și îl izgonește, Hamasul începe o suită de operațiuni sinucigașe și operațiuni în teritoriul israelian, după care, iată, da. Hamasul apelează practic la un pogrom sâmbătă de dimensiuni est-europene și de un nivel care nu a mai fost de la Holocaust întâlnit pentru israelieni sau pentru evrei. Statele Unite ale Americii informează la această oră un număr de 9 cetățeni americani ar fi murit în ultimele două zile în Israel. E cât se poate declar că acest conflict are ramificații în acest moment și regionale și globale. Tot Statele Unite au anunțat că au trimis în Mediterană pentru a sprijini armata israeliană cel mai mare portavion din lume. Adică în afară de portavionul USS Gerald Ford, în ajutorul statului Israel, va sosi și un crucișător distrugătoare cu rachete ghidate, dar și escadrile de avioane de luptă. Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, susține că Statele Unite vor să se asigure că autoritățile israeliene își pot apăra cetățenii. Dacă ar fi vrut, domnule ministru, spunea Ovidiu Raiețchi puțin mai devreme, dacă ar fi vrut statul Israel oricând putea să facă, să spunem, curățenie în fâșia Gaza, 40 de kilometri, lungime cu 10 lățime. E posibil să trăim acum începutul acestui moment? Da, este important de văzut care este, cum se spune, raportul calibrat între retaliere, da, ceea ce este cât se poate de clar. Israelul a fost și cetățenii israelieni au făcut obiectul 48 de ore unui atac terorist. Nu este un, cel puțin aparent, un stat care să fi executat o acțiune militară împotriva statului Israel. Cum se spune, liniile de confruntare sunt difuze. Într-adevăr, oameni infiltrați, acum, mai târziu, luări de ostateci, atipice ca și atitudini, dar în orice caz încadrabile cât se poate declar în crime de război. Pe de altă parte, în mod evident, dialogul care nu este la vedere este unul încins în această perioadă. Sigur că americanii, Tony Blinken, ministrul de externe al secretarul de stat american, a avut convorbiri telefonice cu toți liderii arabi, cu miniștrii de externe. Toți și-au exprimat preocuparea, toți își doresc pacea, niciunul dintre ei nu a ieșit public să o spună. Toți, includem Iranul, de exemplu. Da, mă rog, nu cred că a vorbit Blinken la Teheran, dar okay. În al doilea rând, mai este o problemă. Pivotali, din acest punct de vedere, sunt Arabia Saudită, care are, înregistrează un deficit economic foarte serios și avea un proiect economic cu Israelul de a atrage tehnologie și investiție performantă israeliană în Arabia Saudită. Emiratele Arabe Unite și-au dublat schimburile cu Israelul. Foarte semnificativi în zonă sunt reprezentanții iordanieni și egipteni. Egiptul este cât se poate de bine ancorat pe tot felul de paliere de negociere. Dar o acțiune militară devastatoare, așa cum Tel Avivul anunță, ar genera o problemă de legitimare privind Egiptul, care într-o perioadă scurtă de timp are alegeri. De aceea vă spun, este cât se poate de complicat acest joc cu miză absolut diabolică în ideea de a negocia soarta unor oameni luați ostateci, aduce o componentă și o dimensiune în plus. Tentația Israelului, iar forța sa militară este una covârșitoare în zonă, nici nu se poate pune problema, este în mod evident de a intra la ras în fâșia Gaza.
Însă apar probleme umanitare, pentru că sunt peste 2,3 milioane, dacă nu mă înșel, de palestinieni acolo și nu au cu toții o relaționare cu Hamasul, mai ales că acel comportament al jihadiștilor a fost unul brutal și în legătură cu poziționarea palestinienilor. Deci este foarte complicat și zilele următoare vor fi decisive din acest punct de vedere, dar ofensiva militară va avea loc, nu se poate altfel. Comandantul Hamas, Mohamed Deif, le-a cerut palestinienilor și altor arabi să se alăture operațiunii militanților pentru a, citez, mătura ocupația israeliană, am încheiat citatul. Ceea ce naște următoarea întrebare, domnule Raiețchi, dacă palestinienii din Cisjordania, Ierusalimul de Est sau altă zonă ar putea să asculte acest apel? La nivel marginal, am văzut deja atacuri în Egipt asupra turiștilor izraelieni. E foarte posibil să avem celule jihadiste sau proto-jihadiste sau lupi singuratici care să considere că e momentul acum să acționeze, dar pe de altă parte trebuie să ne uităm la faptul că suportul pentru Hamas, deși la un moment dat a existat în plan politic, nu a mai fost măsurat de mult niște alegeri autentice. Vorbim de o mișcare cel puțin autoritaristă, dacă nu de o mișcare totalitară de tip religios, unde probabil că suportul a mers mai degrabă undeva în jur de 30%. Nu sunt convins că astăzi Hamas ar câștiga alegerile, deși marea problemă acolo e alternativa. Adică fie ai Fatahul, care a fost considerat în anii 2000 o structură îmbătrânită și coruptă, fie ai o variantă mai agresivă, care este jihadul islamic. Din punctul meu de vedere, pentru acest apel, pentru a vedea efectul lui, decisivă va fi poziționarea și pentru, în general, pentru procesul de calmare, va fi poziționarea unor forțe care nu fac parte din această grupare sunită favorabilă reconcilierii cu Israelul, de care a vorbit domnul ministru Diaconescu, deci de Egipt, de Arabia Saudită, de Emirate, de Iordania și de statele care au o relație mai bună cu Hamasul și care pot să influențeze poziționarea, și mă refer la Turcia, la președintele Erdogan, care de-a lungul timpului a avut poziții mai ostile față de Israel și poziții favorabile față de Frăția Musulmană din Gaza, care este Hamasul. El însuși se trage cumva ideologic din Frăția Musulmană și, așa cum spuneam, pe de altă parte, Qatarul, care a sprijinit la rândul său Frăția Musulmană. Pozițiile formale și informale pe canalele pe care le au direct cu Ismail Haniyeh, cu liderul politic al Hamas, în aceste zile vor fi decisive pentru modul în care sunt tratați ostaticii. Spuneam puțin mai devreme despre rachete, ne întrebam retoric aici în platou și acum transform întrebarea pentru ambii invitați, ca să înțelegem de unde poate veni, domnule ministru, întreg ajutorul pentru Hamas. Antrenamente la nivel de deltaplan am văzut ce s-a întâmplat sâmbătă. Sigur, dincolo de buldozere, motociclete și tot ceea ce au folosit și observația dumneavoastră, cel puțin un an pare de pregătire dinainte. Pe un element de analogie și excluzând anumite state care, da, cum corect spunea domnul Raiețchi, Turcia și Qatarul în acest moment sunt foarte active din punctul de vedere al găsirii unei soluții. Evident, după ce, într-o formă sau alta, ofensiva israeliană se va desfășura. Plusez puțin, în favoarea cui? În primul rând, în favoarea lor. Acum, depinde care palier îl aveți în vedere. Într-adevăr, Turcia ideologic, Frăția Musulmană spre Erdogan, aici este cât se poate de clar. Qatarul are câmpuri gazefiere împreună cu Iranul și de aici a fost și nervozitatea statelor din Golf, când au izolat oarecum Qatarul. Sigur, nu foarte hotărât, pentru că baza militară americană de peste 60.000 de oameni se află unde? În Qatar. Iar Qatarul este aproape de Golful Persic, strâmtoarea Urmuz și de aici zona de tranzit de hidrocarburi. Bun. Deci, după evaluările preliminare, și cred că este greu a fi infirmate, Iranul covârșitor
a asigurat acest sprijin militar, inclusiv pregătirea. Să nu uităm că Israelul privea cu foarte mare îngrijorare ceea ce numesc ei ringul, cercul de foc, însemnând Hamasul cu orientare agresivă spre centrul și sudul Israelului, așa cum se întâmplă, Hezbollahul din Liban, care a executat câteva operațiuni militare, înțeleg, una destul de semnificativă, au dobărât senzația un radar antiaerian al Israelului, deci Libanul și grupările jihadiste din Siria. Deocamdată acest cerc de foc nu s-a arătat extrem de agresiv în legătură cu această temă. Deci, practic, n-ar mai rămâne ca state oarecum în zona mediană care, la un moment dat, se poate fi suspectate de un sprijin militar atât de substanțial. Și nu cred că în peisajul foarte complicat de acolo s-ar fi compromis în această perspectivă, chiar dacă nu sunt foarte apropiați de israelii. Ca o concluzie, domnule Raiețchi, cui folosește tot ceea ce vedem de două zile până în prezent și fără să știm dacă va fi scurt, de scurtă sau de lungă durată, cum spunea domnul Netanyahu? Dar cui ar putea folosi? Sigur, primul beneficiar, deși s-ar putea să fi făcut un calcul greșit și să se fi lăsat folosit, este Hamas, care dacă procesul de pacificare cu Arabia Saudită al Israelului reușea să devenea un actor mult mai irelevant. Al doilea beneficiar din fundal, evident, este Rusia, care va împinge cât de mult poate elemente de dezinformare pe subiectul ăsta și va încerca să pună pe agenda publică internațională subiectul astfel încât propriile sale masacre din Ucraina să treacă, sau propriile sale eșecuri din Ucraina să treacă mult mai în umbră, dar cel mai important beneficiar pare să fie Iranul, pentru că pe termen scurt un proces de pace între Arabia Saudită și Israel ar fi născut o potențială alianță pe termen lung între blocul sunit musulman și Israel, care ar fi izolat semnificativ poziția iraniană în spațiul din Orientul Mijlociu, unde Iranul deține acest coridor șiit care duce de la Teheran până la granița Israelului, care trece prin Irak, prin Siria și prin Liban. Vă mulțumesc foarte mult, distinși domn, pentru explicațiile la Euronews România. Ovidiu Raiețchi, șeful Centrului Euroatlantic pentru Reziliență, domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc.